Numai puțin de 150 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ Neamț vor participa alături de alți sindicaliști din întreaga țară la marșul de protest care va fi organizat la București de sindicaliștii din învățământ de Ziua Copilului. Decizia organizării unui marș de protest a fost luată de Colegiul Liderilor în ședința din 19 mai. La Colegiul Național al Liderilor, care a avut loc în data de 19 mai, s-a hotărât ca pe data de 1 iunie să avem un meeting de mari proporții la București. Acest meeting a fost determinat de nemulțumirile membrilor de sindicat vis-a-vis de ordonanța de urgență pe care o pregătește guvernul cu referire la salarizarea personalului bugetar. Cazanul nemulțumirilor dascălilor dă în clocot, aceștia fiind revoltați de anunțul guvernului tehnocrat de majorare cu doar 10% a veniturilor celor care lucrează în educație. Asta în timp ce pentru alte sectoare, respectiv pentru sănătate, s-au găsit bani pentru majorări substanțiale. Sigur, negocierile continuă. Într-o primă fază s-a vorbit despre un 10% care a urmat să ne fie acordat începând cu luna august 2017, noi nu putem să acceptăm acest lucru, fapt pentru care noi pregătim meeting-ul de pe 1 iunie. În același timp, mâine va fi o nouă întâlnire cu premierul și alți membri ai guvernului și așteptăm rezultatele acelei întâlniri, dar se pare că lucrurile nu se vor rezolva și vom fi pe 1 iunie în stradă. Delegația nemțeană va fi formată din 150 de sindicaliști din toate cele trei zone ale județului, Iatra, Neamț, Roman și Târgu Neamț, care vor fi prezenți la București să mărșăluiască în fața guvernului. Delegația nemțeană va fi reprezentată de 150 de membri de sindicat din toate cele trei zone ale județului, adică Piatra, Neamț, Târgu Neamț și Roman. Ați obținut acceptul cancelariilor? Doamnă, aici nu e vorba de grevă, e vorba de un meeting. Deci când este vorba de meeting, nu trebuie să iau acceptul. A fost o hotărâre ale Colegiului Național al Liderului, care are această competență. Noi facem parte dintr-o federație și trebuie să participăm la acel meeting. Când este vorba de grevă, sigur că facem referendum, întrebăm pe fiecare membru de sindicat, dar aici nu este vorba de o grevă, ci de un meeting de o zi. În funcție de rezultatul negocierilor cu guvernul, se va vedea care vor fi activitățile revendicative ce vor urma, legate eventual de forme extreme, ca acelea de înghețarea anului școlar, de boicotarea examenelor de bacalaureat a evaluării naționale și de repartizare computerizată a absolvenților din clasa a 8-a, acțiuni pentru care se va lansa referendum în vederea consultării cancelariilor.